că acum se execută pedeapsa cea mai mare. Veți vedea că atunci când sunt 3-4 capete de acuzare și le validează instanța ca fiind adevărate, la pedeapsa cea mai mare ți mai adaugă și un an pentru, și un an pentru, și un an pentru. Deci te trezești cu pedepse mai mari dacă ai mai multe capete de acuzare decât în actualul cod. Sigur, o trecere de la un cod la altul are și acest cost. Ce îmi pare rău este că domnul Kazanciuc, și aici eu pot aduce martori, a fost sesizat în mod repetat și de Înalta Curte și de DNA. A promis că va emite o ordonanță de urgență care să corecteze și problema din codul de procedură penală pe care a ridicat-o doamna Hăineală și în CSM, dar avea sesizările făcute de DNA și tot în Consiliul din 6 ianuarie a promis că va introduce în ordonanța de urgență și sesizările în alte curți de casație și justiție. Eu am fost acolo. Sunt convins că și acum se află pe site acea emisiune. Kazanciuc a mințit și n-a făcut modificările, pentru ca pe urmă să vină Ponta să ne dea lecții. A, eu nu fac modificări la coduri prin ordonanță de urgență. Credeți că domnul Kazanciuc ar fi vrut și nu l-a lăsat factorul politic? Cred că da. Cred că nu l-a lăsat Ponta. Ați avut vreo discuție cu domnul Kazanciuc despre această situație? Cu codurile? Da, în CSM. Și v-a promis și dumneavoastră atunci? Acolo a promis că introduce ordonanța de urgență. Eu am reacționat că am văzut niște super deontologi care sunt convins că s-au uitat și la CSM-ul din 6 ianuarie și au văzut că am întrebat că s-a ridicat problema corecțiilor prin ordonanță de urgență. Am întrebat și tot CSM-ul. Suntem pregătiți să intrăm de la 1 februarie cu codurile? Răspunsul a fost da, dar cu condiția acestor modificări. Sigur, acum aflăm că Ministerul de Interne nu are brățările și așa mai departe. Dar astea s-au rezolvat. Însă domnul Kazanciuc a mințit. A mințit pentru că o fi avut bune intenții, dar premierul Ponta n-a vrut chipurile să emită ordonanță de urgență, l-au lovit în altele principii. De fapt, ce a încercat Ponta, domnule președinte? A încercat să dea o mână de ajutor unor oameni? Infractorilor. Asta deci s-a încercat? El este e gravă, scutul, lăsați o acuzație foarte gravă. Am spus-o atunci. Am spus-o imediat după ce am văzut că miercuri, joi în declarația pe care am făcut-o, miercuri mă așteptam să treacă ordonanța de urgență, iar joi am reacționat spunând că Ponta este un scut pentru infractori. Și așa este. Cum vă explicați că n-a putut face o ordonanță de urgență când i-a cerut-o justiția, sistemul judiciar? În schimb, lui Bunea Stancu i-a dat prin ordonanță de urgență la Consiliul Județean 2800 de hectare de teren de la Academia Agricolă. Este corupt acest premier sau nu, domnul Turcescu? Dumneavoastră, ca om simplu, cum ar judeca? O să spună dacă subiectiv și CNA o să spună că... Nu, vă spun eu, este corupt. Eu nu spun că a luat bani, dar pe presiune, pe trafic de influență, a luat 2800 de hectare, le-a trecut acolo. Pe trafic de influență a făcut organigrama pentru ASF-ul ăsta, pentru soțiile și prietenii unora care tocmai au fost arestați. Pentru Carabulea. Deci, Victor Ponta este un extraordinar receptor de trafic de influență. Domnule președinte, v-a interesat vreodată subiectul acesta absolut sensibil pe care l-am dezvoltat și eu în emisiune de câteva ori? Șeful fiscului din România, după cum au arătat niște investigații jurnalistice deloc negate de domnul șef al fiscului, are niște firme offshore. E o chestiune destul de complicată acolo. Vi se pare firesc? Nu. Nu. Șeful fiscului nu poate avea firme offshore. Ghiță încă mai poate să aibă, dar se fac și comisii rogatorii, Ghiță, RTV, de el vorbesc.
Și vântul tot așa a crezut că scapă cu firmele offshore. Dar șeful fiscului, dacă e așa, deci eu nu știu, nu am elemente. Noi am prezentat de câteva ori, dar chiar și nu, domnul Gelu Diaconu a fost obligat să-și modifice la un moment dat declarația de avere pe o astfel de investigație. CSAT-ului prefer să vorbesc pe ce știu. Sigur, am tot respectul pentru investigația jurnalistică, dacă este așa, este inadmisibil. Este inadmisibil. Ce îmi place, că și-au modificat legislația, și aici poate e un merit al lui Chițoiu, să fie extrem de agresiv în recuperarea banilor. Să dea Dumnezeu să o facă. Da. Am văzut de ceva vreme pe celebrul post de televiziune Antena 3 că vorbesc despre 10 ani de sclavie sub Traian Băsescu. Ați făcut vreodată vreo reclamație la CNA în legătură cu... Adică... N-auziți că întotdeauna când eu fac reclamații, tocmai vă povestisem. Da, se întâmplă... Ies câțiva mari jurnaliști de BBC și de Europa Liberă și de... N-aș vrea să spun unul, pentru că ei au făcut servicii extraordinare României prin ce au propagat, dar acum mă întreb, ideile pe care le-au propagat erau ale lor sau pur și simplu erau niște cititori? Că acum dacă ar putea părea niște deștea la care dacă le bagi teancul de fise rostesc orice e nevoie. Atunci și credeam niște dumnezei care ne vorbesc ca așa gândesc ei. Dar s-ar putea pe bani să fi vorbit, să fi citit. Că noi nu-i vedeam la radio ce fac, citesc sau vorbesc. Ați căpătat un soi de imunitate în fața acestor acuze? Domnul Turcescu, este un cost. Eu vă asigur că aș fi avut două mandate de vis din punct de vedere mediatic, dacă eram mai prietenos cu Voiculescu, cu Vântu, uite, cu Ghiță ăsta care crește acum tot pe banii statului. V-a mai scris că la